Salut! Sunt Tiberiu Costianu și bine te-am găsit la Liga Specialiștilor Madhouse, locul în care te documentezi despre lucrările tale, fie că ai de construit, renovat sau amenajat, ca să mergi mereu la sigur. În acest episod îți explic cum să-ți calculezi necesarul pentru vopseaua lavabilă și apoi o să-ți arăt cum se aplică pe stratul suport. O să vezi cât e de simplu și cât de bine o să-ți iasă dacă urmezi pașii corecți. Contează tipul de trafalet în aplicarea vopselei? Sau cum e mai corect, să dau un strat cu o lavabilă mai scumpă sau 2-3 mâini de vopsea cu una mai ieftină? Îți vom răspunde la toate aceste întrebări și la multe altele în a doua parte a clipului. Răspunsurile nu sunt date așa de oricine. În podcast îl avem invitat chiar pe reprezentantul unui producător de vopsele lavabile. Și nu uita, după ce îți calculezi necesarul de vopsea lavabilă, o poți cumpăra direct din magazinele noastre fizice sau dacă vrei să câștigi timp pentru organizarea lucrării, alege să comanzi online. Oricum ar fi, îți asigurăm transportul până la tine acasă sau direct la șantier. Industria materialelor de construcție este una tehnică, dar scopul nostru în Liga Specialiștilor este să-ți prezentăm informația asta complicată într-un mod mult mai prietenos și pe înțelesul oricui. Din punctul nostru de vedere, nu considerăm nicio întrebare nepotrivită. Din contră, poate fi un punct de plecare și putem identifica potențiale greșeli de punere în operă sau chiar eventuale sfaturi de aplicare mai rapid acolo unde se poate. Așa că nu ezita să ne lași întrebările, poate sfaturi din experiența ta dacă profesezi în domeniu sau chiar problemele de care te-ai lovit în secțiunea dedicată comentariilor. Nu uita să ne dai un like, share și mai ales subscribe pentru a nu rata cele mai noi episoade în care realizăm diferite lucrări, ultimele podcasturi cu informații utile oferite chiar de reprezentanții producătorilor de materiale pe care cu siguranță și tu le utilizezi. Indicator dificultate. Ușor. Persoane necesare. Poți zugrăvi fără probleme de unul singur, însă un ajutor nu ți-ar strica. Lista materialelor necesare. Vopsea lavabilă pentru interior, amorsă. Scule și unelte. Folie pentru acoperit suprafețe, bandă adezivă de mascare, trafalet mic, trafalet mare pentru pereți, mâner telescopic, perie moale pentru îndepărtat praful, pensulă lată sau pensulă pentru retușat, bormașină cu melc pentru amestecat vopseaua, tăviță din plastic pentru vopsea. Echipament de protecție recomandat. Salopetă, șapcă, mănuși. Cum să alegi vopseaua lavabilă potrivită? Segmentul vopselelor decorative a evoluat foarte puternic în ultimii 15 ani. Știu, poate fi derutant când ai atât de multe soluții la rafturile fizice sau în online. Până la finalul clipului îți garantez că vei afla toate informațiile de care ai nevoie ca să te apuci de treabă. În cazul în care ai angajat pe cineva, cu siguranță vei ști dacă meșterul îți lucrează bine sau dacă omite câteva etape. Chiar dacă Madhouse este un brand tânăr, echipa din spatele său are o experiență de peste 25 de ani în domeniul construcțiilor. Facem parte din grupul Arabesc. Iar sfatul nostru, ca profesioniști în domeniu, este să ții mereu cont de etapele corecte și de recomandările producătorilor inscripționate pe ambalaje. Ei știu cel mai bine cum trebuie diluată amorsa, mixată vopseaua, plus multe alte aspecte. Lucrarea mereu arată bine la început, bătăile de cap pot să apară imediat după uscare sau peste câteva luni. Gândește-te cât de greu este să o iei de la capăt și câți bani ai salvat dacă urmezi din prima etapele corecte. Să revenim la vopsea, oameni buni. În primul rând, locația de aplicare îți indică alegerea ei. Inițial, ai de ales între vopsea lavabilă de exterior și de interior, probabil așa cum ai intuit. Nu este recomandat să zugrăvești cu vopsea lavabilă de interior la exterior. Invers, nu este neapărat o problemă. Trebuie să mai știi că vopselele lavabile sunt împărțite în funcție de următoarele lucruri. În primul rând, în funcție de compoziție. Pot fi vopsea lavabilă cu conținut de silicon, pentru interior sau exterior. Vopsea lavabilă acrilică, pentru interior sau exterior. Vopsea lavabilă silicatică. Vopsea lavabilă pe bază de latex, pentru interior sau exterior. Apoi, în funcție de proprietăți. Vopsea cu efect antimucegai. Vopsea cu efect antibacterian. Vopsea de izolare. Vopsea cu rezistență și protecție la pătare sau murdărie. Vopsea cu rezistență la intemperii. În funcție de rezistența în timp, vopsea semilavabilă, lavabilă, superlavabilă sau ultralavabilă. În acest episod noi vom aplica o vopsea superlavabilă albă cu rezistență și protecție la pătare sau murdărie. Savana Ultra Resist Intelligent Particles.
Dar în podcastul din a doua parte, reluăm povestea multiplelor opțiuni și variante de vopseluri pentru a-ți arăta și a-ți explica în detalii alături de un producător care este rolul fiecăruia în funcție de proprietăți, rezistență, etc. Cum calculezi necesarul de vopsea lavabilă? Ca să eviți situația în care la finalul lucrării constați că ți-au mai rămas două găleți cu lavabilă sau din contră că mai ai nevoie de încă una pentru a termina, este recomandat să-ți calculezi foarte atent necesarul de vopsea lavabilă. Cu jumătăți de măsură nu merge, iar măsuratul din ochi este demodat și nu a dat niciodată rezultate. Cum calculezi necesarul de vopsea lavabilă? Măsoară lungimea, lățimea și înălțimea camerei. Folosește o ruletă și notează într-un carnețel fiecare dintre aceste dimensiuni în metri. Să luăm ca exemplu următoarele măsurători pentru încăperea noastră. Lungime, 5 metri. Lățime, 4 metri. Înălțime, 2,5 metri. Ușă, 2 metri pătrați. Fereastră, 4 metri pătrați. După ce ai luat măsurătorile, calculează necesarul de vopsea în felul următor. Perimetrul este egal cu de 2 ori lungimea plus lățimea. În cazul nostru, perimetrul este egal cu de 2 ori 5 metri plus 4 metri, adică perimetrul este egal cu 18 metri liniari. Înmulțește numărul obținut cu înălțimea peretelui pentru a afla suprafața pereților camerei, perimetrul ori înălțimea. În cazul nostru, 18 metri ori 2,5 egal 45 de metri pătrați. Luăm în calcul și suprafața tavanului după formula lungimea ori lățimea peretelui plus suprafața pereților camerei. Suprafață tavan egal cu 5 ori 4, adică 20 de metri pătrați. Suprafața totală de vopsit este egală cu suprafața tavanului plus suprafața pereților. În cazul nostru, 45 plus 20 egal 65 de metri pătrați, din care nu trebuie să uităm să scădem suprafața ușii și a ferestrei, adică 65 de metri pătrați minus 2 metri pătrați minus 4 metri pătrați este egal cu 59 de metri pătrați. 59 de metri pătrați reprezintă suprafața totală peste care trebuie să aplicăm vopsea lavabilă. Acum că știm suprafața totală, luăm în calcul și puterea de acoperire a vopselei lavabile. Pentru vopseaua pe care o vom aplica, randamentul de aplicare este de 1 litru la 14 metri pătrați doar pentru un singur strat de vopsea. Dacă ai ales o vopsea cu un grad de acoperire de 14 metri pătrați la litru, atunci calculul arată cam așa. 59 împărțit la 14 este egal cu 4,2 litri de vopsea, care sunt necesari pentru a acoperi camera doar cu un singur strat. Pentru cea de-a doua mână mai adaugi încă 4,2 litri. În total ai nevoie de 8,4 litri de vopsea dacă puterea de acoperire a vopselei alese este de 14 metri pătrați la litru. În general, consumul este și el trecut pe eticheta găleții de vopsea. Ține cont că acest calcul este strict orientativ și nu s-a luat în calcul puterea de absorbție a peretelui și alte condiții de aplicare. În realitate, este bine să cumperi câțiva litri în plus de vopsea pentru a putea duce lucrarea până la final, în cazul în care pereții absorb mai mult de un litru la 14 metri pătrați. Atenție! Este foarte important, după ce faci necesarul, să cumperi cu 10% mai multă vopsea. Pe parcursul lucrării pot apărea situații în care consumul este mai mare decât cel specificat de producător pe ambalajul cutiei. Altfel spus, există șanse foarte mari ca testele de laborator ale producătorului să difere de condițiile propriu-zise din apartamentul tău, lucru datorat unor factori precum gradul de absorbție al pereților, care este mai mare dacă sunt proaspăt bletuiți, tipul de amorsă folosită. Se recomandă să folosești amorsa de la același producător cu vopseaua lavabilă. Apoi timpul alocat pentru uscarea amorsei. Este important să nu se scurteze durata de așteptare. Modul în care s-a făcut diluția vopselei este necesar să se respecte procentajul corect. Calitatea uneltelor de lucru, trafalet, pensulă, pistol de aplicat. Temperatura din încăpere. Temperaturile scăzute, gradul de umiditate nu permit o uscare corespunzătoare a suprafeței de lucru. Aerisirea corespunzătoare a spațiului de lucru. Aplicarea unui strat de vopsea deschisă peste o culoare închisă necesită mai multă vopsea. Cum diluiezi vopseaua lavabilă? Vei observa în indicațiile producătorului că este menționat un procent cu care se va dilua primul strat. De exemplu, 10% sau 8% apă sau chiar un procent mai mic. Sau uneori se poate aplica nediluat pentru cel de-al doilea strat de vopsea.
Bine de știut, în funcție de producător, diluția poate varia. Citește foarte bine instrucțiunile de pe ambalaj. Nu dilua niciodată vopseaua cu amorsa în loc de apă și nici nu dilua amorsa prin introducerea unei cantități mici de lavabil în scopul de a o colora. În acest caz se distrug proprietățile ambelor produse. Diluția se face la volumul vopselei. De exemplu, un litru de vopsea se diluează cu 100 de ml de apă, iar al doilea poate fi diluat cu 8%. Folosește apă curată pentru diluarea vopselei lavabile. Nu dilua niciodată mai mult decât scrie pe etichetă, fiindcă vei diminua proprietățile vopselei. Omogenizează conținutul cu ajutorul unui malaxor în mod repetat. Testează pe o suprafață mică înainte de aplicare. Cu necesarul făcut și cu uneltele pregătite, hai să ne apucăm de zugrăvit. Pasul 1. Acoperirea suprafețelor. Ca să eviți pătarea cu amorsă sau vopsea a suprafețelor din cameră, îți recomandăm să le acoperi bine cu folii speciale din plastic. Pentru lipirea marginilor foliei de suprafețe, folosește o bandă adezivă lată din hârtie. Pasul 2. Verificarea și curățarea suprafețelor. Pereții trebuie să fie uscați, curați și fără urme de praf, resturi neaderente, pete de ulei, etc. În funcție de stratul suport, realizează pregătirea corespunzătoare. Suprafețe cu crăpături, zone lovite, găuri, se astupă fisurile cu ajutorul unui chid de cuțit, se lasă să se usuce potrivit indicațiilor producătorului, se șlefuiește zona, iar la final se curăță praful rezultat. Suprafețele cu tencuiala nouă se lasă să se usuce perfect timp de 28 de zile de la punerea în operă. Suprafețe cu tencuiala veche se curăță de praf și de murdărie. Suprafețele cu glet se curăță de praf și murdărie. Gletul are un timp de uscare mai rapid, deci n-ai de ce să-ți faci griji în această privință. Plăci de gips carton. Acestea se pot curăța de praf și de murdărie. Suprafețe cu vopsea veche neaderentă. Se îndepărtează vopseaua prin răzuire și șlefuire sau cu ajutorul unei soluții chimice. Suprafețe cu vopsea veche aderentă se curăță de praf și de grăsime. Pasul 3. Pregătirea și aplicarea amorsei. Rolul amorsei. Amorsa, cunoscută și sub numele de grund de amorsare, este un produs omogen lichid folosit ca etapă pregătitoare înainte de vopsirea suprafețelor, pereți, tavane, podele, etc. Amorsa se aplică atât la interior cât și la exterior. Suprafețele de lucru peste care se poate amorsa sunt suprafață cu tencuială de varciment, suprafață cu glet de ipsos, peste beton, suprafață deja acoperită cu vopsea, plăci de gips carton. Rolul amorsei este important și nu trebuie neglijat dacă îți dorești ca rezultatele muncii tale să fie cele la care te-ai așteptat. În primul rând, ajută vopseaua să adere ușor la suprafața de lucru, formează o peliculă omogenă. Apoi ajută vopseaua să se aplice uniform. Ajută vopseaua să se aplice peste un strat vechi de lavabilă, chiar dacă este o culoare puternică. Ajută vopseaua să se usuce uniform. Reduce consumul de vopsea, așadar economisești bani, deoarece amorsa este mai ieftină decât vopseaua. Fixează-l praful. Împiedică apariția petelor, ulterior procesului de vopsire. Conferă aspect uniform vopselei. Cum se prepară amorsa? Amorsa este un produs pe care îl găsești de regulă gata preparat în magazine. Există însă și varianta de amorsă sintetică, concentrată pentru suprafețe critice care necesită diluție de 1 la 4, de exemplu. Singura procedură pe care o ai de făcut înainte de aplicare este să o diluezi cu apă potrivit indicațiilor de pe etichetă, apoi să amesteci conținutul până vei obține o compoziție omogenă. Ține cont că anumite mărci de amorsă nu necesită diluare cu apă. Prin urmare, este foarte important să urmezi indicațiile producătorului. Recomandare: alege o amorsă de la același producător brand cu vopseaua lavabilă pe care urmează să o folosești. Aplicarea amorsei este un proces cât se poate de simplu. Verifică mai întâi eticheta și diluează amorsa în funcție de instrucțiunile date de producător. Dacă ai optat pentru una gata preparată, amestecă bine conținutul din găleată până când se formează puțină spumă la suprafață. Verifică încă o dată dacă peretele pe care vrei să o aplici este uscat și curat. Dacă nu, mai așteaptă câteva ore până se usucă. Nu aplica niciodată amorsa pe un perete ud, pentru că riști pătarea și exfolierea vopselei lavabile.
După amestecare, aplică amorsa uniform pe toată suprafața camerei. Pentru colțuri sau zonele mai greu accesibile, folosește-te de o pensulă lată și insistă până când lichidul ajunge în cele mai mici colțuri ale peretelui. Pentru restul suprafețelor, aplică amorsa cu trafaletul sau bidineaua tradițională și las-o să se usuce conform timpului de uscare indicat de producător pe ambalaj. Ca să obții cele mai bune rezultate, meșterul nostru îți recomandă să tratezi procesul de amorsare la fel de serios cum tratezi procesul de aplicare al vopselei. După uscare, verifică dacă peretele mai are nevoie de a doua mână de amorsă sau din contră, dacă ai aplicat prea multă. În cazul în care la suprafața peretelui s-a format o peliculă lucioasă, înseamnă că ai aplicat prea multă amorsă. Șlefuiește bine peretele și apoi îndepărtează praful pentru a permite lavabilei să se prindă de perete. Pereții sunt acum gata pentru zugrăvire. Pasul 4. Pregătirea vopselei lavabile de interior. Pe eticheta cutiei de vopsea ar trebui să ai toate informațiile necesare pentru pregătirea materialului. În general, vopseaua va trebui diluată cu apă potabilă, însă cu o cantitate mică, suficientă cât să poată fi aplicată cu trafaletul. Pentru primul strat, va trebui să diluezi vopseaua cu maxim 10% apă, iar pentru al doilea, cu maxim 5% sau chiar deloc. Prea multă apă îi va reduce calitatea și te va obliga să aplici mai multe straturi. Folosește un mixer pentru omogenizarea vopselei. Testează culoarea și consistența direct pe perete. Același procedeu se aplică și în cazul vopselelor colorate. Pasul 5. Cum aplic vopseaua lavabilă? Un zugrav profesionist îți va recomanda să începi întotdeauna cu tavanul. Astfel, eviți pătarea pereților dacă i-ai vopsi primii. Trasează pe tavan un contur folosind o pensulă de 5-6 cm lățime. Încearcă pe cât posibil ca dunga să nu se întindă și pe perete. Concentrează-te în acest stadiu să zugrăvești doar tavanul. Acoperă cu lavabilă folosind un trafalete mic și zona colțurilor tavanului, astfel încât să formezi un mic semicerc. După ce ai reușit să trasezi conturul cu o lățime de aproximativ 10 cm de la marginea tavanului spre interiorul său, poți continua aplicarea lavabilei pe întreaga suprafață. Pentru rezultate optime, asigură-te că rola este încărcată suficient cu vopsea. Pornește cu benzi longitudinale cât mai lungi dintr-un capăt spre altul. Indiferent dacă ai ales să începi cu tavanul sau unul dintre pereți, este important să aplici vopseaua pe toată suprafața aleasă dintr-o singură etapă, fără să faci pauză. Dacă benzile de vopsea proaspăt aplicate nu se vor usca într-un interval de timp apropiat, la final vei avea senzația că vopseaua nu a fost aplicată uniform și îți va crea un disconfort vizual. Vopsirea pereților. Dacă ai terminat cu tavanul, vopsește mai întâi colțurile peretelui. Acoperă cu o pensulă sau un trafalete mic și zonele din jurul țevilor sau prizelor. Ca să-ți vină mai ușor, dar mai ales să eviți încărcarea în exces a marginilor tavanului, când treci la o nouă porțiune a peretelui, trasează o linie orizontală de 10 cm în partea de sus și în partea de jos, folosind trafaletul mai mic. Continuă cu zidurile înguste dintre perete și fereastră. Înmoaie bine trafaletul în vopsea și îndepărtează excesul prin mișcări simple înainte-înapoi pe zona cu striații a tăviței. Plecând de la jumătatea peretelui, aplică vopseaua prin mișcări succesive de sus în jos, 2-3 rânduri spre porțiunea nevopsită.
Încearcă să acoperi zone cât mai mari. Asigură-te că între zona proaspăt vopsită și următoarea rămâne o distanță de 10-15 cm de perete nevopsit. În acest moment, dacă trafaletul este mai puțin încărcat cu vopsea, te poți întoarce prin aceleași mișcări succesive înapoi spre porțiunea anterior vopsită, timp în care acoperi și zona inițială de 10-15 cm lăsată neacoperită. Prin această tehnică, creezi între cele două zone un strat cu o încărcătură egală de vopsea, iar după uscare nu se vor observa diferențele între cele două benzi. După ce ai aplicat primul strat de vopsea, las-o să se usuce cel puțin 4 ore sau chiar mai mult, în funcție de indicațiile producătorului inscripționate pe ambalaj. După uscare, reia procesul pentru aplicarea stratului al doilea de vopsea. Nu uita, începe mai întâi cu tavanul. Regulile de aplicare pentru cel de-al doilea strat sunt similare cu primul strat. Folosește pensula și trafaletul mic pentru trasarea conturului pe tavan. Apoi, după ce ai terminat cu tavanul, începe vopsitul pereților, pornind tot de la colțurile pereților spre zonele țevilor, a ferestrelor sau a porțiunilor înguste ale zidului. Îți urăm spor la treabă!